Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că, până la data de 29 ianuarie 2021 inclusiv, se depun cererile de plată pentru ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor aferente serviciilor prestate luna decembrie și în trimestrul al patrulea al anului 2020. Cererile se depun la sediile centrelor județene ale agenției unde a fost depusă cererea inițială anuală sau se transmite către fermier prin mijloace electronice. Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanții prestatori ai serviciilor, va fi însoțită de o serie de documente: memoriul tehnic cu activitățile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor, lista activităților, facturile lunare, trimestriale, în care să fie menționate activitățile efectuate și cuantumul acestora, precum și perioada facturată, copii certificate conform cu originalul de către solicitant, copia atestatului de producător, documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate, după caz, dovada contului bancar activ, dacă este cazul. Documentele postate transmise vor purta sintagma conform cu originalul, însușite prin semnătura fermierului și vor sta la baza operării verificării datelor în aplicațiile electronice de gestionare a ajutorului de stat și la efectuarea verificărilor administrative ulterioare.